Evenimentul a fost deschis în prezența autorităților locale și județene. Mesajele cu siguranță sunt de prisos, având în fața noastră ceea ce realizați cu dibăcia dumneavoastră, ceea ce realizați cu talentul dumneavoastră. Lucrări care sunt sigur că au depășit de mult granițele țării și pe care avem și noi bucuria de a le vedea la Târgu Jiu. Aș vrea să vă transmit în numele Consiliului Județean salutul nostru și felicitările de rigoare, pentru că dumneavoastră, iată, iarăși sunteți prezenți cu prilejul zilelor orașului aici la noi la Târgu Jiu. Anul acesta, Târgul Meșterilor Populari reunește peste 30 de artiști din mai multe zone ale țării. Și la această ediție, meșteri din alte zone ale țării au dorit să participe la evenimentul acesta. I-am primit cu drag. Anul trecut sau acum 2 ani mi-am permis chiar să fac o glumă, în sensul că Oltenia și-a mărit granițele. Și anul acesta ne-am mărit granițele, pentru că pe lângă meșterii populari din Gorj, Olt, Mehedinți, Dol și Vâlcea, avem bucuria să primim meșteri populari și din Alba, și din București, și din Argeș, și din Suceava. Așadar, oameni care au făcut o profesie din pasiunea domnilor lor și cărora le mulțumim încă o dată pentru faptul că ediție de ediție încearcă să ofere târgujienilor și tuturor celor care în aceste zile vor veni în Târgu Jiu posibilitatea de a achiziționa un produs de artă populară tradițională, un produs autentic. Pe tarabele meșterilor se pot găsi obiecte de artizanat, bijuterii, dulciuri și jucării.